Ei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 19, Food Draft. Dacă data trecută am făcut un challenge cu draftul căzăturilor, acum facem un draft normal. Sper să am parte de o echipă decentă. 4-3-3, 5-2-1-2, 4-3-3 holding, jocul, 4-3-3-ul ăsta e formația care mie îmi place cel mai mult. Atunci am prins foarte mulți jucători buni, foarte mulți icon. Să vedem dacă am șanse și acum. Iată primul jucător, Kante. Hai să vedem ce atacam prindem. Immobile, Ibrahimovic, Gullit, da! E, altă viață. Prinde și noi un icon, Gullit, care este un jucător fenomenal. Haideți să vedem. Prinde și noi măcar 3 icon. Ar fi senzațional. Clivert, Bruno Fernandes, Sané, Di Maria și Alexis Sanchez. Îl iau pe Alexis Sanchez pentru că putem face asta, să facem un chemistry mai bun, dar după ce alegem jucătorii putem să modificăm acolo. Salah, Mbappé, Mahrez, Bernardo Silva și Sterling. E clar, deci ne îndreptăm către un draft de La Liga, doamne, de Premier League, Witzel. Duncan aici, momentan ne luăm pe viță, nu avem ce să facem. Iar ultimul mijlocaș central, ai, madre mia. Nu-mi place, nu-mi place deloc așa. Hai să vedem ce portar prindem, dăm un portar bun, te rog, dăm un icon portar. Ce să-ți dea, Subasic, Viviano, mamă. Iau pe italianul, Viviano. Mergem mai departe la fundaș central, Marquinhos, Koulibaly, Naldo, Sanchez, cred că mergem pe un, păi n-am ce să fac altă variantă, să merg așa pe un hibrid, 91 Koulibaly, să vedem, să vedem ce iese până la urmă, Cahill, Sacco, Chiellini, bun, Smalling și Corliuca, îmi place cu Chiellini aici, râb, Cancelo ar fi bun italian, Hector Bellerin, oh, iată, vine și Cancelo, doar am doar 81. Asta este, n-am ce să fac. N-am altă variantă, le iau pe Cancelo, are și pace-ul bun, iar mai departe aici, Nacho Moreal, Grimaldo, Alexandro, bun, și Tejes. Bine vine Alexandro, asta e echipa momentan. Momentan o să mai, cred că o să mai schimbăm câte ceva pe aici, asta e părerea mea. Dar să vedem ce jucători ne mai vin, Daniel Alves, Bonucci și Best, Best 90 și... 4, mai avem așa Bonucci, Dani Alves și din nou Alex Tejes, luăm pe Best, 2 icon în aceste momente, Salah e mult mai bun Best, e mult mai bun, așa datat, așa da, 2 icon în echipă, bun, Bale, Benzema, Calabria, Insigne și Filipe Luis. Aici sunt puțin încurcat, Calabria 88, bun, mai bun decât Cancelo, asta e clar. Îl iau pe Calabria. Cât de bine vine Calabria și el aici. Stăm mai bine pe defensiv, chestiile astea. Într-adevăr, stă la pace puțin, mai bun și la șut, dar Calabria e peste. Mergem mai departe. Marcelo, Douglas Costa, Orie 88. Mamă, ce bun era și Orie, Douglas Costa aici. Orie 88, însă nu pot să mă folosesc de el. Hamsik 87, Marcelo și Douglas Costa. Le iau pe Hamsik. Cred că dacă fac așa o manevră aici, să vedem. Nu. Da, totuși, decât Loftus, mai bine. Hamsik, ai, nici nu mai mă uit aici. Dau așa, direct, îi dau direct, n-am ce să fac. Un șești mi-ar fi bun, Gerard Bale, Orie din nou. Jones... Na, le-au așa pe Bale momentan, deși n-am ce să fac cu Bale acolo. Mai departe, Alex Arnold, Gervinho, El Shaarawy, Lavezza. Le-au pe Camara la mișto, pentru că n-am altă variantă. Mbappé, Mane, Asensio, Ben Yedder, bun, e bun 87 Ben Yedder, dar ce să fac? Cred că Mane, dar n-am de ce să-l folosesc pe Mane. Mahrez, Asensio, le-au și pe Ben Yedder, așa. Pentru că să am un atacant acolo, deși nu cred că o să-l schimb, aici nu-mi dă nimic. Mai am 4 jucători la dispoziție, aștept încă un icon. Sigurdsson, Blachikovski, îl iau pe Sigurdsson. Nu mi-a mai dat nimic bun.
Grimaldo, Criscito. Criscito, ce să fac? Dani Alves, Matiu, Gerard Piqué și Varane, 96 Varane, dar unde să-l pun pe Varane, tată? Ce să fac? Piqué bun și el. Matiu, Dani Alves, îl iau doar așa, pe Varane, îți dai seama că n-am cum să, îmi scade enorm. 96 Varane, Doamne Dumnezeule, și portare, am nevoie. Oblak, Loris, Szczęsny și Alisson și Asenjo. Era bun francezul ăsta. Dacă aș lua francezul ăsta cu... Dar n-am ce variante. Tot o să-mi scadă mult. Nu mi-a dat un mijlocaș central acolo cu Witzel, o să fie nebunie. Loris, cred eu că mai bine îl iau totuși pe Szczęsny. 88. Ca să nu măriți, că nu știu exact ce chemă ăsta îmi face. Da, îl iau pe Szczęsny. Îl iau pe Szczęsny. Ia să mai punem aici, să aranjăm puțin lucrurile. Gareth Bale. Cam așa. 89, 87, 87. Nu, stai așa. Stai să-i pun pe băieți în ordine. Și îl pun pe Sigurdsson sau pe Cancelo. Nu, pe Sigurdsson îl pun. Cam asta e echipa mea. Dacă pun pe Sigurdsson aici, îmi scade minus 1, dar de ce? Da, aici n-am ce să fac. Da, e greu să fac 100%. Joc cu Witzel. Joc cu Witzel, merge mai departe la antrenori. Aici putem prinde ceva. 96, 96, 96, 96 și 96. Nu mi-a dat nimic, practic. O să-l iau pe el, că-mi face cu Varan, cu Bale, în cazul în care îi prind pe ceilalți. Echipa nu era. Bescante, Varan, 96 cu 89. Echipa, zic eu, că e destul de decentă. Mergem să jucăm, să vedem ce vom face în această partiduță. Da, așa las. Așa îi las. Haide să vedem ce facem. Sunt curios să vedem ce echipă are adversarul. 4 Icon. Benedel, Marcelo, de 4 Icon are el. El are 4. Eu am 2. Dar vom vedea. L-are și el pe Best, l-are pe Maradona. Vedem ce facem. Echipă bună are, dar am încredere în jocul meu. Ai, Witzel, Witzel, ce faci? Mă omori, mă omori, băiatule! Și mi-a dat gol, băi, Vițel, hai mă, că aia nu e pase, mă. Asta nu înțeleg eu, asta nu înțeleg eu în jocul ăsta, ce pase e aia? În fine, am luat gol 99, Luka Modric, ce să-i fac? Dar nu renunțăm, tati. Bine, pleacă Gullit, pleacă Gullit. Gullit! Oh, cum o scoate De Gea! Șansă bună și pentru mine. Dăm cu capul, e greu. Vine șutul încă o dată De Gea. Ah, bă, doamne, că nu se poate să o scoată și pe aia. Bine, Witzel, hai, tată. Pleacă Gullit. Gullit, Witzel, Witzel! 1 la 1. Iată, Witzel punctează. Egalăm într-un 31. Își repară greșeala. Își repară greșeala de la gol. Witzel reușește să dea gol din pasa lui Gullit printre picioarele adversarului. Haide, haide, Sandro, haide, Sandro! Na, 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 na! Pasa aia mi-a dat-o greșit acolo. Contraatac bun. Asta e Icon, nu? E greu să-l iei. Are pace-ul foarte bun. Am încercat acolo, m-am dus dinainte cu Sandro, dar degeaba. Să vedem șansa mea aici, Gullit, bine. Witzel și e 2 la 2 Alexis. Bravo, băiatule, început bun de repriză secundă. Bine, reușește Alexis. Witzel cu pasa, ce să mai facă De Gea la șutul ăsta? Așa a datat. Aici am va fi greu. Haide, bă, dar din 2 niciunul acolo, din 2 niciunul acolo. Nu e bine.
Din doi niciun acolo. Haide, bă, băieți. Alexis Gulito, băleu! Alexis, bine! Guli din întoarcere, 3-3, da, bă, da, asta e, bă, asta e jocul. Haide, bă, că putem, Gulit, punctează și în 58. Ah! Meci frumos până acum, 6 goluri. Cât de bine din întoarcere, aproape totuși de Hea să o scoată, dar e bine, 3-3. Oh, ce eroare! Putem profita, să vedem. Salah, introdus acum. Salah, la prima atingere de balon, la prima atingere de balon, Mo Salah, 4-3, bine, 7 goluri până acum, conducem pentru prima oară în această partidă, iată-l pe Salah, cât de bine șutează, ce să mai facă De Gea, din nou printre picioarele adversarului, da, tata, așa da. Da, asta trebuie să fac acum, să țin de mice pe acest final. Gullit pierde, oricum s-a cam dus timpul, s-a dus timpul. Se termină, 4-3, reușim să câștigăm după ce am fost conduși de 3 ori. Ce bine! Cât de bine intrăm în joc, da, tată. Altceva așa, altceva. Ia să vedem, să vedem următorul adversar. Mi-a echipamentul ăsta, galbenele cu un autorasism, echipamentul lui Dinamo Kiev, dacă nu mă înșel. Sau Dinamo Moscova, cine era acolo, nu știu, spuneți-mi voi. Trei Icon și el. Roberto Carlos, oh, Modric, Messi, Suarez, Pogba, Alvaro Pereira. Donnarumma, echipă bună. Echipă bună, nu are CDM-ul ăla foarte bun, dar în rest, echipa e bună. Acolo Alvaro Pereira. E fault. E fault, da. A, spune portarul bine. Ia, mă, să vedem nebunia asta. Cel mai tare gol. Cel mai tare gol, Guli. Nu cred așa ceva. Ei, de această dată șutul ăsta e mult mai tare decât ce am văzut până acum. Gullit, da? Gullit. Bine, tati. Bine, tati. Dar trebuie să ne apărăm bine. Ar fi păcat să luăm gol imediat acum. Să-l vedem pe Best în fața lui. 2-0. Best, Best, Best. 2-0. Iată, iată ce înseamnă să ai Icon în echipă. Fenomenal. Bine, băi, băiatule. Ce execuție. Și ce pasă Alexis Sanchez. Exterior superb. Ce să facă Donnarumma, bară golul. Și avem 2-0, da? Așa, da. Bine, Kante. Ai, mă, cum i-a luat fața lui Gullit acolo. Ce pasă? Ai, 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 m-a făcut praf aici cu pasa aia. M-a făcut praf cu pasa aia. Dar cum ia fața lui Gullit? Nu înțeleg. Minutul 19, 2-1, presimt un meci cu multe goluri. Best. Witzel. Pentru Best. Best, da. Da, 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 3-1, iată ce facem și ce meci. Minutul 19, 3-1 pentru noi, dar... Cum e trecerea asta? Ho, ho, ce goluri, ce goluri superbe! Fenomenal aici, bine, băi! Bine, Kante! Bine, Hamsik! Hamsik, să vedem, pasă pentru Gullit, Gullit în fața unui nou gol! Gullit, Gullit, 4-1! 4-1, 4-1, minutul 21, da! Da, da, da! Și cred că iese, nu știu dacă mai stă. Dar ceea ce se întâmplă cu echipa asta este fenomenal. Dar Gullit a dat cel mai frumos gol. Nu știu, e aproape gol din corner ăla. Excepțional. Aici Gullit din nou lovește superb. E 4-1 pentru noi. Meciul decurge bine în favoarea noastră. Nu! Ai de băi, cum pleacă Griezmann dintre ăia doi? Ia uite, iau gol pe final de primă repriză, 4-2. Și eu n-am dat gol cu Alexis acolo. Ai de Chiellini, ce slab ne-am apărat aici. Putem pleca pe contraatac. Best, pleacă, Best, pleacă, bine. Hai să dăm golul ăsta, tati. Nu e cea mai bună preluare, vine paza pentru Gullit. Excepțional. Ce căuta cu portarul acolo, 5-2. 5-2, nu înțeleg ce caută cu portarul acolo. Superbă pasa, superb golul.
Și nu știu dacă mai joacă acum. Acum cred că va renunța, da. Iată, renunță. Câștigăm 10 pentru Gullit, dar acel gol demențial a făcut totul. Totul, totul, totul. Mergem mai departe la al treilea adversar, să vedem cum vom evolua. Oare vom reuși să mergem mai departe? Hai să vedem ce face, să vedem ce echipă are. Un icon doar, Messi, Dembele, Kanté, Eriksen, Pogba, Piqué, Arnold. Arnold e acolo, nu? N-am mai văzut restul. Oricum, echipă bună. Hai să vedem. Cum am întins picioarele! Ai bă, ai bă, ai bă, că... Uite bă cum iau goluri aiurea! Oh, doamne, Eusebio punctează, doamne, dar cum întinde picioarele alea? Și de ce nu dau pe sus acum pasa? O dau pe jos. Oh, ce eroare fac și dacă am și când dădeai acolo la faza aia... Și din prima era 1-0, nu 1-0 pentru mine, nu 1-0 pentru el, dar nu-i nimic, a mai revenit. Se joacă și adversar. Ai de, no, eu mi-o merit în meciul ăsta. Îmi merit soarta în meciul ăsta. O, ce-ai aici? Doamne, câte greșeli fac. Câte greșeli fac? Ai, 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 2-0. Messi 99. Da, am greșit prea mult. Am greșit prea mult. Câte pase de adiure am dat. Putem. Vine Alexis, bară și gol best. Ce spuneam? Ce spuneam? 2 la 1. Știu că e greu, adversarul e mai bun ca mine. Adversarul e mai bun ca mine, știu asta, se vede în jocul lui, dar putem, cu puțin noroc putem aici. Alexis, dăm bară, mingea vine la noi, best între 4 jucători. Bun, 2 la 1. Alexis, Gullit, nu știu dacă e offside. Gullit, nu cred! Hai de bă. Ghinion, nu-i nimic. Uitați-vă pasă unde mi se duce pasa asta. Ăsta e noroc. Ăsta e noroc. Ăsta e noroc, pe bune. Acolo, cum îl driblează pe Szczęsny? Aproape... Într-adevăr, acolo dai gol, best dă pe lângă ea. Dacă și unul ai când îți dă acolo pe lângă mingea aia, ce să mai zic? În fine, conduși, trebuie să revenim. Hai Gullit, hai Gullit, hai Gullit! Best, în care o se duce Gullit, în care o se duce Gullit! Haide bă, nu, nu, nu vrea să mă lase. Azi nu, acum nu mai vrea să mă lase, e clar asta. Nu se poate, 3 la 2. Oh, doamne, doamne, doamne. Ce bine, s-a dus cu portarul, a crezut că joc, că șutez la colțul lung. N-am făcut asta, am intrat 69, e 3-2, forțăm pe un ultra-atac pentru că am nevoie de gol. Așa, Cante. Haide, haide, Cante! Nu-i nimic, nu-i nimic. Pentru Salah, 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 Salah! Vine Calabria, 3 la 3. Da. Se poate, se poate, tata, așa. Așa, da. Oh, Dumnezeule. Dumnezeule mare, îl bași pe Varan. Oh, cum ratează cu poarta goală. Ante, Alex, 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 pentru Salah, Mo Salah, Mo Salah, centrează. Bei, da, 4 la 3, golul Gareth Bale. Bine, tati, bine, tati. Reușim în minutul 100 să punctăm Bale, îl învinge pe portar cu un lob cu capul. Ce să mai facă? Ce să mai facă? Și conducem cu 4 la 3. Amă că nu cred, mingea aia nu se duce în aut. Bă, da, și eu. De ce mă complic așa? Uite ce penalti dă ăsta! Iau, bă, iau mingea! Iau mingea! Iau mingea!
Ce penalti dă ăsta în 119, tată, da? Nu lasă reloarea. Bine, Szczęsny, știam că o să dea pe centru. Îl simțeam. Îl simțeam, dă la galezul Gerard Bale. Bine, Bale. Apărăm penalti. Szczęsny este erou. 2 minute. Aia e, ce trecere are. Bine. E ultima fază. E schemă. Da. Merge mai departe. Merge mai departe. Bun. Bine, tato. Ia să vedem așa ca și statistică. Cred că a stat mai bine ca mine. A, am avut mai multe șuturi, posesie e puțin mai bună, dar per total e bine. Mergem în finală să vedem ce vom face. A, nu joacă. Da, nu joacă. Nu cred că face și el ca mine draftul căzătorilor, deși oricum are jucători buni acolo. Să vedem, își dă autogol sau nu. Nu cred că își va da, din câte observ. Da, nu, nu-și dă. Deci, iată, primul jucător care iese, hai să vedem. Ce v-am zis? Presimțeam eu ceva. Iată că dăm de ei tocmai în finală să mă scoate din jocul ăsta bun pe care l-am avut. Dar, ce să faci? Ies și imediat, adică pe bune. La modul ăla ward. Băi, eu vă spun zic ceva, că aș folosi așa ceva, sincer aș dau autogol. Eu nu pierd nimic, adică îi dau așa, las și pe celălalt, măcar să se bucure, asta e, da, de mine care sunt eu nenorocit și folosesc de astea și sunt idiot, lasă-mă măcar să meargă el mai departe. Dar nu mă interesează asta, acum noi vrem să câștigăm, am jucat bine, am meritat să ajungem aici. Mă ia capul, mă ia capul, asta e clar, deci clar mă ia capul. Hai să vedem. Mi-a dat mie eroare acum. Eu nu cred. Eu nu cred că că-mi dă mie așa ceva. Da. Iată ce face. Iată ce face, mi s-a blocat, mi s-a mai întâmplat asta, se blochează jocul. Trebuie să ieși și să intru, dar din păcate nu am ce să mai fac. Final nefericit. Da, am așteptat o dată 20 de minute chestia asta, dar s-a blocat și nu mai merge, asta e clar. Da, iată că îmi zice că eu m-am deconectat, așa e. Cum să nu, cum să nu, eu am ieșit, mi s-a mai întâmplat asta o dată. Nu știu de ce se întâmplă toate nebunile astea. Dar asta este online draft, ia să vedem. Da, nu pot să dau decât Climb Your Reward. Pierde 3-0. Când ăla ieșea. Premium Gold Player Pack, Jumbo, Premium Gold Pack. Asta este, n-avem ce să facem. Da, prieteni, aici se va termina episodul. Eu am fost XBK, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine până la final. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, să dați un share și un subscribe la canal și un share acestui video. În descriere aveți link-ul contul meu de Instagram. Dacă doriți să intrați acolo, să dați un follow, nu uitați. Mircea, domnul Cristian, sau puteți să căutați direct XBK. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa, și încă ceva. Pentru mine, draftul ăsta e câștigat. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine rămâne unul câștigat. Ciao.